Lucrătorii din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, cunoscuți sub numele de mascați, sunt acei polițiști chemați să sprijine intervențiile în forță care prezintă un grad mare de periculozitate. Aceștia au intervenit în anul 2019 la misiuni speciale, la misiuni de pază și escortă a demnitarilor, pentru aplanarea unor stări conflictuale sau pentru punerea în aplicare a unor mandate de aducere în cazul celor suspectați de infracțiuni cu violență. În ceea ce privește activitatea lucrătorilor pentru acțiuni speciale, în perioada analizată s-a materializat în 566 de rezerve de intervenție în sprijinul echipelor din teren, din care 529 în mediul urban și 37 în mediul rural. De asemenea, au fost asigurate 86 de misiuni de pază și escortă, 27 de intervenții rapide la evenimente, 25 de stări conflictuale aplanate, 87 de percheziții, 15 participări la măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor sportive culturale, 30 de mandate de aducere executate și 13 mandate de executare a pedepsei închisorii puse în aplicare. Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale este o unitate centrală a Poliției Române care gestionează o activitate complexă prin natura amenințărilor la care este expusă. Constituirea Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a reprezentat capacitatea de adaptare instituțională la nevoile de securitate ale societății. Din anul 2002, serviciul a devenit membru cu drepturi egale al grupului Atlas, grup apărut ca reacție a structurilor Uniunii Europene la valul de atentate teroriste declanșat în 11 septembrie 2001 și a exacerbării infracțiunilor comise cu violență în spațiul european. Acest grup reunește 41 de formațiuni de intervenție ale poliților statelor membre ale Uniunii Europene.